Salut! Ce ziceți, mai frumos? Vă salută fratele cel solid. Ce învârtiți, mă, frate? Zic, hai să fac o cafea. N-am niciun chef de vorbă. Că na, sunt și zile mai de căcat. Când n-ai chef de nimic. Dar dacă tot am zis că-l facem pe ăsta daily vlog, să postez în fiecare zi, vreau să-mi țin promisiunea. Și cu toate că n-am niciun fel de chef de vlogging, pur și simplu n-am dispoziția necesară, zic hai mă să facem. Am primit întrebarea și online și offline de la prieteni de-ai mei. De ce nu postez numai pe canalul principal? Da, fratele vostru cel solid are un canal principal, să zic. Nu știu care e principal. Hai că sunt sigur că n-ați auzit nimic. Nu știu dacă e bine să zic principal, că pentru mine ambele canale contează. Dar da, am un canal care are 7500 de oameni. Deci suntem 7500 acolo. Pe canalul Oli TV, știi? Și mulți dintre prietenii mei, dintre amici, dintre susținători, mi-au pus întrebarea, de ce nu pui, frate, numai pe canalul principal? Păi, o să răspund cu un proverb american, care spune să nu pui toate ouăle în același coș. Știi? Mie așa îmi place să am un backup la tot ce fac în viața asta. Nu neapărat la YouTube, la tot. Așa sunt eu, sunt genul de om care asta face. Plus că aceste canale eu le-am făcut așa să fie diferite puțin prin conținutul lor. Pe ăsta e point and shoot. Pentru ce nu știe engleză, am dat drumul la telefon, la cameră, la ciofi și încep să vorbesc. Nu editez, foarte rar mai pun câte o melodie în spate, dar așa în general nu editez pe canalul ăsta, absolut deloc. E mai natural canalul ăsta. Adică ce fac aici e mai needitat. Așa începusem pe primul canal. Așa începusem primul canal, dar treptat am cotit-o, am observat că îmi place foarte mult și să editez. Și primul canal s-a dus în o cu totul altă direcție, știi? Și așa că pe primul îmi pun vloguri editate, că v-am zis, îmi place să umblu puțin în ele, nu editez eu la nivel profesional, dar cât de cât așa, le dau o formă. Iar pe ăsta pun vlogurile așa cum sunt. Așa cum sunt. 90% din vloguri. Ce zic eu 90? 98%. Sunt needitate, n-au nicio treabă. E totul natural și filmez exact așa cum simt, ca să zic așa. De-aia și adopt treaba asta cu filmatul cu telefoanele, pentru că telefonul am tot timpul cu mine. Mi-ar fi mult mai simplu și financiar și din toate punctele de vedere să-mi iau un GoPro. De ce zic financiar? Pentru că un GoPro Hero 9 de ăla costă 25 de milioane. Pe când un telefon bun cu care să-ți faci treaba e vreo 35-40. Depinde ce preferințe ai și cu ce vrei să înregistrezi. Eu deocamdată sunt în situația, nu zic că nu mi-ar place un GoPro, mi-ar place.
mi-ar plăcea. Dar, na, sunt în situația în care îmi place, frate, cu telefon. Îmi place să fiu dezinvolt așa, să dau drumul, să încep vrăjeala cu voi. Mă uit prin știri așa, numai știri triste, și îl văd, frate, pe Inel Columbeanu, că ia de casă. Știi cine e Inel Columbeanu? Băi, un băiat care a fost foarte bogat, foarte... un copil de bangata. I-a lăsat tasul o avere, din câte știu. Na. Mă rog, a mai făcut și el combina. Om de afaceri. Și i-au plăcut foarte mult fetele. Și i-a lansat așa pe Ana Lesco, pe mai multe fete din viața lui. Care s-a acum celebre, știi? A avut fete mai tinere decât el cu 20-30 de ani. Că omul e bătrânel de tot. Și acum, spre bătrânețea, și-a cam pierdut și banii, la cam executat banca. Și, sau mă rog, cine știe ce combinație ai. Ideea e că trăiește, el avea Maserati, avea, nu știu, pana mea, Rolls Royce, servitori. Era la modul ăsta. Și acum trăiește într-un apartament de două camere închiriat în Colentina. Și are un Opel sau nu știu ce căcat de mașină de oameni normali. Și mi-închipui, adică mă gândesc, o evromânărie la mijloc. Omul și-a făcut combinație cu asigurările să-i se ardă casa, habar n-am. O romul e prea tare, mă, din punct de vedere mental. Că nu-l interesează. Vă dați seama de la ce distanță a picat omul ăsta. Bă, frate, să ai milioane de dolari și după aia să rămâi... să stai în chirie, mi se pare, na, e complicat, e complicat. Înseamnă că e tare din punct de vedere mental. O lua pastilele care trebuie, o... cine știe, omul e bombă pe creier, a demonstrat-o. Iar femeile alea pe care le-a ajutat el să se lanseze prin show business, prin nu știu ce, văd că nu prea se gălbesc să-l ajute și el la rândul lor. De ce oare? Hm? Că știu că a ajutat multe fete de astea tinere. A venit moșul, vorba aia, cu cadouri la ele. Și fosta lui nevastă era mai tânără cu vreo 30 de ani decât el. Minim. Cu care are și o fetiță sau ce are, nu știu, ceva de genul ăsta. Oricum, bravo lui că n-a căzut psihic, altul își punea ștrangul dacă pica așa aiure. Sunt oameni care vorba aia și-au pus ștreangul din mult mai puțin. Să ajungi de la milioane de dolari să stai în chilie, bravo lui. Adică bravo lui că n-a aplicat din punct de vedere mental. Și asta să fie o învățătură pentru noi toți, că să vedem cât de efemeri sunt banii în lumea asta. Și cât de puțin contează până la urmă aceste hârtii. Le producem, ne chinuim, ne zbatem pentru ele, facem orice pentru ele, sau aproape orice unii dintre noi, știi? Și uite cum se duc. Eu n-am analizat treaba asta cât de efemeră e viața decât când mi-a murit un foarte, foarte bun prieten. Nu micuț. Că nu-i despre el vorba. E vorba de prietenul meu Gelu, care a murit acum un an și ceva. Că la moartea lui Micuțu eram și eu tânăr și n-am realizat exact. Micuțu e prietenul meu, pentru care nu știu din blogurile nici de pe canalul ăsta, nici de pe canalul principal. Micuțu e prietenul meu care a murit acum 10 ani. A murit la 33 de ani. Și atunci eram mai tânăr și n-am realizat, știi? Dar acum când a murit Gelu, despre care încă nu sunt gata să vorbesc, nu sunt pregătit eu mental, atunci am realizat, când l-am privit pe omul meu cum se duce, cât e de efemeră viața asta. Și cum ne chinuim să alergăm după hârtiilele de anumite bani. Și când plecăm, nu prea mai contează.
hârtiile alea. Mă rog, am dat-o în altele. Un rog mai trist în seara asta. Asta este, fraților. Unele zile sunt bune, altele sunt rele, ca la oricare. Vă mulțumesc pentru că vă uitați și pentru că sunteți alături și pe canalul ăsta și pe canalul principal Oli TV. Nu vă doresc decât toate cele bune și sănătate și vouă și familiilor voastre. Vă pupă, fratele cel solid, fraților.